În cauză, polițiștii au întocmit dosar penal sub aspectul comiterii infracțiunii de furt calificat, cercetările fiind continuate de polițiști pentru identificarea autorilor și recuperarea prejudiciului. Pentru evitarea unor astfel de situații, polițiștii recomandă. Pentru a nu cădea victime hoților, polițiștii recomandă cetățenilor să cultive și să păstreze relații bune cu vecinii, mai ales în situația în care pleacă des de acasă. Vecinii pot recunoaște sau depista un rău făcător în curte, la ușă sau la fereastră și vă pot anunța la timp sau anunța organele de poliție. De asemenea, dacă aveți suspiciuni în legătură cu o persoană, anunțați imediat poliția sau alertați vecinii. Dacă lipsiți de acasă, chiar și pentru un timp scurt, nu vă anunțați absența nici în mod public, dar nici pe rețelele de socializare. Comunicați la plecare unui vecin de încredere, unei rude sau unei cunoștințe destinația și număr de telefon pentru a fi găsit în caz de nevoie. De asemenea, recomandăm cetățenilor să verifice la plecarea din locuință dacă au asigurat temenii locuința și dacă au luat toate măsurile de siguranță. Dacă plecați pentru mai mult timp de acasă, nu lăsați corespondența sau ziarele să se adune în cutia poștală, rugați un vecin sau un apropiat să vă ridice corespondența. Acordați atenție că la ușa dumneavoastră se prezintă persoane necunoscute care declară că fac parte din diferite instituții, societăți sau entități. Legitimați persoana respectivă, iar în cazul în care nu corespunde cu datele de identificare, vă rugăm să anunțați de îndată poliția. Dacă persoanele ezită să se identifice, nu stați la discuție cu acestea și refuzați inclusiv orice relație de natură economică. Învățați copiii să nu dea relații nimănui despre locuința dumneavoastră sau despre bunurile care se află în aceasta și să nu deschidă ușa nimănui în lipsa dumneavoastră. Cel mai important, încercați pe cât posibil, în limita posibilităților financiare, să vă dotați locuința cu sisteme de alarmare, astfel încât să fiți realmente protejați împotriva hoților.